unde te simți tu acasă și care e cea mai frumoasă. No, meri în Transilvania cu Ana Iorga. Ai din Moldova cu Gina Vacariu. Vino în țara românească cu Berta Popescu. Iar de la 20 descoperă următorul lider al României la singurul concurs de televiziune care schimbă viitorul țării. Întâi România. Alături de Mihai Gâdea și... Antena 3 a pregătit un program de sărbătoare cu transmisiuni speciale de Ziua Națională. Colegele noastre, Ana Iorga, Berta Popescu și Gina Vacariu, se pregătesc să plece chiar la această oră într-o călătorie all-inclusiv spre trei zone ale țării. Roxana Ciucă le urmărește la plecare și vom intra imediat în legătură. Mulțumim foarte mult, Corina, un experiment jurnalistic cum n-ați mai văzut, v-am pregătit pentru mâine. Colegele noastre, Ana Iorga, Berta Popescu și Gina Vacariu, pleacă chiar la această oră într-o călătorie all-inclusiv în jurul țării, să ne arate unde se simt cel mai bine românii. Ce surpriză ne-au pregătit pentru Ziua Națională ne arată chiar acum colega mea Roxana Ciucă. Roxana, bună dimineața! Sunt gata fetele noastre? Bună dimineața și ție, Mihaela, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt gata, sunt pregătite, și-au făcut bagajele și pleacă la mama acasă. Vreau să vă spun un lucru, să știți că noi avem emoții, pentru că n-am mai fost niciodată puse într-o asemenea... De ce râdeți? De bucurie! De bucurie, da. De bucurie de ce? Că nu munciți mâine? Că munciți, că plecați? Cum nu muncim mâine? Adică mergem, uite, mergem în Moldova, în Transilvania, eu mă duc la mama acasă, în Oltenia, acolo gătim... Dansăm. Gătești tu? Uite, o să o ajut pe mama eu mea nu pentru cred prima asta. Dată. Eu nu cred asta. Că pentru tu prima, uite, o să fac niște sarmale. Și de asemenea niște fasole cu ciolan. Așa. Că doar se mănâncă, e post, dar asta este unii oameni... E post și trebuie să le spunem telespectatorilor că tatăl tău este preot și cu siguranță că la tine în casă se ține postul, iar telespectatorii noștri o să vadă mâine, o să-ți cunoască părinții și o să vadă cum face Berta Popescu sarmale până la urmă. Pe tati, cumva l-ați văzut da. Și anul trecut, pentru că a transmis un mesaj de Paște, dar pe mama o să o cunoașteți acum și pe alți membri ai familiei mele. Stai mama este cea care gătește cel mai bine. Stai un pic, că revin la tine. Eu râd de foame, Roxana, sincer de foame? Da. Păi, și vreau să vă arăt. Mami tău a făcut da. Sarmale și se uită acum doamna uită Dorina la noi din Bucovina. Mama! Și o pupăm și pentru haideți că... să vă arăt ce mi-a făcut de dimineață. Acum o oră a postat pe Facebook că ea, pe lângă faptul că face da. Multe chestii tradiționale, se ocupă și de rețelele de socializare. Păi hai să-ți arăt arată-i colegului nostru, Vali Ion, da, să vedem Vali, dacă, uite aici, dacă și sarmale în oală de lut, da? Adică deja le-a făcut. Deja le-a făcut, le-a păi fiert. Și mâine ce mai gătiți? Mâine le mâncăm! Auzi? Mâine le da, mâncăm! Face și, face și o pălincă din aia tatăl tău, din aia tare, da. O vișinată, sau cum se zice? Nu, la afinată. La noi în Oltenia, Berta, se zice vișinată. Vișinată, la noi, la noi Roxana, să știi că este și vișinată, este și afinată, este, sunt de toate țuică la noi. Nu ai, frăgată țuică eu, de prune, țuică de prune. Avem. Dacă vrem, sigur facem. Doamne, trebuie să mergem și la Ana Iorga, că nu ne mai oprim, pur și simplu o să ne sune șefii acum. Regiuni. E o bătălie între regiuni. Valiza, stai așa să nu ne împiedicăm de valiză. Ana Iorga, unde prezent, mergi? Bună dimineața. Eu merg în Ardeal, în satul bunicilor mei. Mergem la Tulghe și nu merg singură. Merg cu Filip, l-am luat și pe Filip, Filip pe soțul, soțul meu, tău, soțul meu care a mers deja de vreo 10 ani la Tulghe și s-a îndrăgostit de satul ăsta. Așa că de satul ăsta m-am liniștit. Ana, vreau să... Ce e asta? Asta e ia cusută de bunica pe când avea vreo 20 de ani. Deci are cam 80 de ani această ie. Așa. Uitați ce mărgeluțe frumoase, cât timp aveau și câtă răbdare și ce bine se pricepeau. Și bineînțeles că o iau de la București să o duc acolo, pentru că noi nu mai locuim acolo. Ne-am păstrat casa doar pentru vacanțe. E o căsuță mică, drăguță, bătrânească, la care ținem foarte mult. Vreau să le spunem telespectatorilor noștri următoarele lucruri. Mâine 1 decembrie, colegele și prietenele mele, fetele astea superbe, nu mai râd de Berta, că mă faci și pe mine să râd și trebuie să fim foarte... Da, trebuie să fim vesele. Trebuie să fim serioase. De sărbătoare. Da. Cum să nu fim, să nu zâmbim? Le vedeți mâine, din oră în oră, muncesc, fac sarmale, se duc acasă să facă curățenie, o să le cunoașteți părinții. Știi ce e cel mai fain din toată experiența asta pe care o facem noi? Exact. Că aflăm lucruri noi despre noi, știi? Eu, de exemplu, nu știam că tatăl Bertei e preot, nu știam că Ana este ardeleancă și de acolo, jet be jet, habar n-aveam. Sau, nu știu, unii oameni nu știau despre mine că mama mea face produse tradiționale. Tot și află acum. Voi, Valion, colegul nostru, operator, vedeți mașinile, sunt colegii noștri, cameramani, sunt pregătiți. Ia faceți-ne și nouă cu mâna, Vlad! Faceți-ne și nouă cu mâna!
Știi ce-mi zicea Vlad, colegul, că nu știu unde încape valizoiul ăsta pe care l-am, știi? Păi nu știu, o punem lângă el acolo, dar trebuie să găsim noi o soluție. Ia uitați, mașinile sunt burdușite. Colegul nostru, Cătă, te salutăm și pe tine. Pleacă, doamnelor și domnilor, va fi o adevărată desfășurare de forțe. Ia uitați cum și-au pus aici. Nu știu ce e aici în spate, pe lângă toate echipamentele, camere, microfoane, la valiere. Ei, am două cutii de cărți, dacă îți vine să crezi. Nu cred, te-a apucat cititul. Păi da, m-ați întrebat mai devreme ce duc și eu acasă. Ce eu duci? De principiu nu duc nimic, mă duc să iau. Că păi de fiecare dată când mă întorc de la mama, mă întorc cu multe bagaje. Ana îmi zicea la machiaj că tu duci acasă fasole, eu vreau să văd fasolea. Îți arăt acum fasolea, noi pentru că nu locuim acolo, mergem doar în vacanțe, ducem tot timpul, ducem haine, ducem cărți, acum ia ducem uitați-vă fasole. Un pic, fasole, deci eu nu cred că tu pleci cu fasolea de la București acasă. Ba da, e fasolea pe care o cultivăm pe ogorul bunicii, eu și verișoara mea și mama, așa că mâine gătim fasole boambă uriașă, o să facem mâncare de post. Deci eu te văd pe tine și telespectatorii o să vadă pe tine când tu mesteci în fasole. Facem da? Ciorbă de fasole cu burechiță, o să vă spunem mâine gata. Ce burechiță. Producătorul, fiți de mâncare, producătorul îmi zice așa că trebuie să încheiem, drept pentru care vă spun așa să aveți drum bun și vreau să vă rog frumos să vă și urcați în mașini pentru că vrem să vă conducem, să aveți drum bun și să ne dați cele mai frumoase imagini și cele mai tari informații de la fața locului. Doamnelor, domnilor, Berta Popescu o vedeți în prima mașină, împreună cu operatorul Cătălin Toma, pleacă drum bun, la revedere, către Oltenia, se duce la Craiova. De asemenea, Gina Vacariu o vedeți în aceste momente cu colegul Vlater Ghelegiu. Voiam să-ți mai zic ceva, am primit o veste super, super bună astăzi, de dimineață de la mama, a început să ningă în Bucovina. Super, super. Deci să conduci încet, da? Să fii atent, să fii atent la drum. Și de asemenea, Ana Iorga cu Mihăiță și cu Crin Velea pleacă și ei, doamnelor, domnilor, în aceste momente. Drum bun să aveți și voi. Doamnelor, domnilor, rămâneți așadar mâine alături de noi pe Antena 3 pentru că va fi un adevărat maraton. Ați văzut, colegele mele au plecat în Bucovina pentru că v-am obișnuit cu cele mai bune imagini și informații în exclusivitate doar aici și doar noi, Antena 3. Mulțumim foarte altă zonă a țării la colega mea Ana Iorga, îmbrăcată în costumul bunicii la Tulgeș, în Harghita. Ne va găti astăzi Ana. O credem pe cuvânt ce să facem, sarmale de post și ciorbă de fasole de casă cu paste. Sincer să fiu, n-am mâncat niciodată așa ceva, Ana, dar de-abia aștept să gustăm împreună. La mulți ani tuturor! La mulți ani români, la mulți ani România, la mulți ani Mihaela. Da, trebuie să ne credeți pe cuvânt. Chiar gătim astăzi și am alături de mine ajutoare de nădejde. În primul rând l-am corupt pe Filip. Bună, Filip! Bună dimineața, la mulți ani! El a venit să mănânce! Exact, eu sunt cel care voi proba tot ce se prepară aici. Bucatele de astăzi. Dar avem, vă spuneam, ajutoare de nădejde, le avem pe doamnele Floarea Voidăș și pe sora ei, Saveta Voidăș, care sunt bucătărese cu experiență din Tulgeș. Dumneavoastră ați fost 30 de ani bucătăreasă la școala din sat. 22 de ani am fost la școala din sat și 10 ani în stațiunea Borsec. Oh, la la! Pentru câți copii să fi gătit la viața dumneavoastră? 100 de copii. Plus, în fiecare zi aproape? Da. În fiecare zi? 15-20 de copii de la grădinița cu program prelungit. Să făcea și felul întâi, cum zicem noi, și felul doi. Adică și ciorbă sau supică și felul doi, pireu. Ce care, mâncau copii în fiecare zi? Păi asta e floare, da, floare la ureche. Floare la ureche. Aici o să vă arătăm ceva foarte complicat, dar foarte bun, specific de Tulgeș, da? Ciorbă de fasole cu burechiță. Vă învățăm să faceți în câteva momente. Revenim. Mulțumim foarte mult, Ana. Ni s-a făcut dor de copilărie uitându-ne la colega mea care a stat de vorbă cu ei. Acum ne întoarcem la Tulgeș, la Ana Iorga. Subiect și predicat astăzi, fasole cu paste. Bine v-am găsit din nou, da, cu subiect și predicat, borș de fasole boambă, fasole uriașă, adică, și avem ce? Burechiță de post. Ce e burechița? Burechița este făcută din făină, sare
Și apă, se face o cocă. Și coca aia se întinde subțire, după aia se taie în pătrățele mărunte și se modelează. V-am spus că revenim cu două doamne foarte talentate, Floarea și Saveta Voidăș, care gătesc de 10 de ani și pentru copiii din sat și pentru familiile lor. Îl am alături eu pe Filip ca să mănânce, desigur. Filip, de ce te-ai gătit așa? Da, e o haină vânătorească. Să nu uităm că aici a fost și Imperiul Austro-Ungar, da, Imperiul Habsburg, așa că evocăm toate epocile și etapele istorice. Eu încă nu îndrăznesc să mă arunc să fac. Hai să îndrăznim. Noi ne-am îmbrăcat regulamentar pentru momentul ăsta foarte important. Bluza cusută de bunica, da, ținută de tulgheș completă. Ne stă bine, să știți că am tras cum erau îmbrăcate prințesele cu corsetul de se țineau de pat și vreo doi oameni le îmbrăcau, trăgeau și returile, cam așa mi-a luat și mie timp să pun catrința asta. Revenim la burechița noastră. Filip, ține microfonul, hai să încercăm să facem, da? Ia uitați, cam așa. Prin plan, asta am rupt-o deja. Ia, ține microfonul să mă ajuți. Bun. Regulamentar s-ar face așa. Pac! Lipita, am făcut da. Bine? Da, da. E? Foarte bine. Nota 10! Prima burechiță. Nu e atât de greu, dar sunt niște paste foarte bune de casă pe care le punem în post în ciorba de fasole uriașă. Și am mai pregătit ceva. Am pregătit sarmale cu păsat. Păsat. Pasatul acesta, bătrânii și chiar și noi și în ziua de astăzi mai rar, ducem la moară porumbul. Porumbul pasatul din porumb. La moară îl macinăm, depinde cât de mare vrem. Dacă pentru pasat se macină mai mare, dacă e pentru făină de mălai mai mărunt. Se face... Ia uite că avem aici păsat, să vi-l arătăm. Păsatul... Sunt boabele de porumb măcinate mai mari și se folosește ca orez în sarmalele de post. Ia uitați ce frumos e. Gustul e extraordinar și Crin, dacă ne-ai ajuns tu, colegul meu Crin este cu camera, o să arate și sarmalele pe care le-am pus acolo. Însă noi mai avem o tură de sarmale aici în spate. Ce nu v-am spus este că ne-e așa de bine și de cald la șale, pentru că în spate avem o sobiță în care este foc tradițional. Crin, ia vino să te uiți un pic în... Hai să vă facem poftă și cu sarmalele de post, pentru că să știți că doamnele de la Tulgheș mi-au zis că nu gătim decât de post astăzi, da? Astea sarmalele cu păsat, le mai lăsăm să se combine aromele acolo, pentru că să știți că în zona Tulgheșului aromele se combină de peste tot, pentru că am avut aici și greci, și armeni, și secui de-a lungul timpului, și evrei de-a lungul vremii, așa că vin aromele și combinațiile de peste tot, plus că suntem foarte aproape de Moldova, de Neamț, așa că suntem influențați și de ei. Vreau să vă întreb un sfat pentru tinerele gospodine, că nu prea mai gătește lumea astăzi, așa toată ziua. Un sfat pentru tinerele gospodine: să se atașeze de bătrâni și să vină ca să le învățăm ce am gătit noi în copilărie și ce se poate găti mai de casă. Exact. Și pe nepoate și pe nepoți i-ați învățat deja, nu? Deja pe nepoțele le-am învățat să facă buretița, să gătească, să facă și sarmalele, să le învelească. Sunt foarte harnice. Ne ajuți? Ia, arată-ne cum faci tu o burechiță. Ia. Minunat! Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Sper că v-am făcut poftă. Oricum, noi mai rămânem să învățăm, pentru că ne-a spus doamna Floarea că dacă vrem să învățăm, ne învață, iar dacă nu știm, ne învață și dacă nu vrem, ne obligă oricum să învățăm. Gătim și mâncăm în continuare. Mulțumesc foarte mult, Ana! La mulți ani și petrecere frumoasă acolo! Și în final vă propun să mergem și în Harghita, acolo unde este colega mea Ana Iorga. Ne așteaptă, o să vedeți imediat, într-un loc cu totul și cu totul special, un loc care are o istorie aparte. Ne dezvăluie totul în câteva minute, de altfel și peisajul de acolo din Harghita este unul superb în această... Da, vă aud, Gina, vă aud și am auzit și sfatul să bem afinată, să bem vișinată. Eu deja am gustat frăgată de la tine din Bucovina, am văzut ce frumos a dansat și la Berta în Oltenia.
România. Uitați ce vreme minunată avem noi în Harghita. Suntem în inima Ardealului, în satul Tulgheș, în satul bunicilor mei. Și vă dăm ora exactă, cum ar veni de aici, metaforic, pentru că suntem la Casa cu Ceas. Am ținut neapărat să trecem astăzi pe aici și să vă arăt cea mai frumoasă, cea mai frumoasă și mai specifică casă din Tulgheș, care are, vedeți, un turn cu ceas. Este minunat, e construită în anii 20, în 1928, iar ceasul a fost făcut cu mâna lui de învățătorul satului în 1931. Deci, dacă facem un calcul rapid, are cam 90 de ani acest ceas. Nu știu dacă ați mai văzut, cred că mai avem pe la catedrale, în orașele medievale, păstrate, nu? Și un mecanism care să funcționeze. Dar iată că avem și într-un sat minunat din Harghita, în Ardeal, o astfel de casă păstrată grozav de oamenii locului, pentru că i-am alături de mine, să știți, în momentul acesta, pe proprietarii acestei case minunate, pe care vreau, în primul rând, să îi felicit că au păstrat-o, au respectat-o și că, uite, ne-au deschis și nouă astăzi ușa să o vedem și să vă putem arăta și dumneavoastră. Mi-au spus că lumea o confundă de foarte multe ori cu o biserică și poate că de asta o privesc cu foarte mult respect și nici nu au fost prădați de hoți vreodată. Pentru că, nu-i așa, nu te baci să furi dintr-o biserică, nu se cade și ai frică de Dumnezeu. Bună ziua și mulțumesc că sunteți cu noi! Bună ziua! Bună ziua! Vi prezint pe... Mulțumim! Vi prezint pe Otilia și Gheorghe Bârsan. Sunt profesori, tulgheșeni vechi de aici. Vreau să vă întreb, cum vă simțiți să aveți o casă cu ceas? E minunat! Chiar o comoară! Chiar e o comoară, bineînțeles, chiar dacă unii au impresia că este bântuită, e o casă mai cu un pod mai mare, cu un turn. Văzut podul, e minunat și în Harghita, mai spunem că na, ne mai gândim la vampiri, nu? Sunt tradițiile cu Vlad Țepeș în Ardeal. Este foarte, foarte liniștită, foarte bună, o bioenergie pozitivă, lângă râu, sub pădure, e foarte, foarte bine. Da, sunt brazi în spate, aveți o grădină minunată. Noi aveam grijă să nu cădem în râu, e un râu de munte cu apă foarte rece aici. Ce mi-au spus ei, ceva foarte grozav, o să spun la televizor asta, ca să pornim discuția și de aici, mi-au spus că atunci când s-au mutat în casă, când au cumpărat-o, erau foarte tineri, o să vă întreb câți ani aveați, și îndrila, da, dranița cu care e acoperită, că vedeți că ea e toată din lemn, era spartă și noaptea, când dormeau, vedeau stelele. Mi se pare minunat să vedeți cerul. Dar nu era minunat și când ploua, nu? Da, minunat nu era când ploua, pentru că îi spuneam soțului, hai să prindem pătuțul, să ducem mai încolo, că plouă pe copilaș. Și până la urmă a reușit soțul să acopere cu șindrilă, ca pe urmă să observăm că șindrila modernă, din lemn mai nou, nu a fost așa de rezistentă și a trebuit să acoperim apoi încă o dată casa. Deci a fost de două ori acoperită. Știu că la un moment dat s-a lucrat și cu un meșter ungur aici. Sigur că da, sigur. Păi la noi în comună se colaborează român, ungur, armean, nu contează. Toată lumea... toți sunt la un loc și sunt oameni cu toții. Vă spuneam că a fost construită de un învățător al satului, o figură foarte importantă, și vreau să vă rog să-mi povestiți despre el, pentru că de la el ați cumpărat casa. Domnul Ioan Hurubeanu a fost o personalitate a Tulgheșului. S-a născut la Varviz, adică la subcetate, dar după ce a devenit învățător, în 1900 a venit ca învățător la Tulgheș, până în 1929, când s-a pensionat. În această perioadă a construit și casa, bine că înainte avusese altă casă, a construit și casa drept cadou fiului său Liviu, care termina Facultatea de Medicină. Ce frumos! Și în 31 a făcut ceasul cu mâna lui. Un învățător pasionat de tâmplărie. Da, turnul l-au construit mai târziu. Deci cu câțiva ani mai târziu și în interiorul turnului un ceas cu roți din lemn. Suna la început, când funcționa el foarte bine, vă mai trezea dimineața, suna la oră fixă sau vă deranja mecanismul, auzeați? Are un gong, are un gong care nu prea te lasă să dormi, e adevărat. Da. Bate la ora fixă și la jumătate.
Ai, 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 deci te atenționează, nu poți să pierzi vremea pe Facebook când ai, când ai casă cu ceas. Aș putea să completez că noi suntem tare mândri de această casă și ne-am simțit din totdeauna foarte bine și drept dovadă avem numeroase realizări cu familia, cu tot. A fost o casă binecuvântată. Care v-a purtat noroc. Da, ne-a purtat noroc. Am crescut aici 4 copii, acum avem 3 nepoți și sperăm să mai vină și familia s-a făcut de la 2 la 13 și așteptăm anul viitor să fim 14. Oh, felicitări! Așa, ce frumos! Băi, la așa o casă trebuie familie mare. Atunci când vin toți acasă, se umple casa. Da. Copiii ne-au cerut să nu cumva să vindem casa. Minunat, mi se pare minunat. Asta voiam să întreb dacă ei vor să o păstreze și vin aici cu drag. Deci am bifat și lucrul ăsta, suntem liniștiți. O să aibă grijă de ea în continuare și înseamnă că o să ne bucurăm și noi de ea să venim în vizită. Să știți că avem și un istoric alături de noi. L-ați văzut în live-urile trecute. Soțul meu, Filip Iorga, este alături de noi aici, îndrăgostit și el de Tulgheș. Te-a pasionat casa. Da, ador casa asta, mai ales că se pot construi foarte multe metafore, da? În jurul timpului, în jurul felului în care lucrurile importante supraviețuiesc. Timpul aici chiar a stat pe loc în sensul că s-a conservat. Exact, iar ctitorul, învățătorul Hurubeanu, face parte din acea generație care a făcut România mare. Un om educat la Blaj, aparținând Bisericii Greco-Catolice, ca de altfel cam toți localnicii din Tulgheș pe vremea aceea. Un om care s-a implicat în tot ceea ce însemna ridicarea satului, educație, atenție față de cei nevoiași, față de cei care aveau nevoie de sprijin. Tipul acela de intelectual al satului, apropiat de oameni și care a construit o comunitate. Cred că un model, e un model de care avem nevoie foarte mult și astăzi. Și am citit că soția lui, Lucreția, printre altele, a gătit pentru oamenii care au sărbătorit Marea Unire. Deci actul de la Alba Iulia de la 1 decembrie, cei care n-au ajuns la Alba Iulia s-au întâlnit aici cu frații din Moldova, la graniță, au sărbătorit și doamna Hurubeanu a făcut prăjiturile. Am gătit și noi astăzi, am sărbătorit aici, avem o vreme minunată, vă transmitem toate gândurile bune, la mulți ani România, rămâneți, la mulți ani, cu Antena 3 și iată, mai vedeți odată în ultimul cadru splendoarea asta de casă păstrată în Tulgheș, în Harghita. Completat spunând splendoarea asta de peisaj, Ana, pentru că din toate corespondențele trebuie să recunosc câștigați detașat la capitolul peisaj, la capitolul natură. Iarnă pare la voi acolo în Tulgheș, foarte frumos. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste corespondențe. Domnilor, mergem și la Ana Iorga, pe cuvânt că ne-a încântat de azi dimineață până acum. Ana, bună ziua, la mulți ani, ce mai faceți la ora asta? Știu că sunteți undeva într-o vizită. Bună ziua, doamnelor și domnilor. La mulți ani tuturor, la mulți ani români, am văzut dansurile și jocul și voia bună din Gorj de la Berta. Noi ne-am strâns la o șezătoare, la muzeul din Tulgheș, satul bunicilor mei. Îl am alături de mine pe Filip. Filip, ți-ai luat bundiță nouă. Ia uitați ce elegant e. De fapt, nu e bundiță, e bondă. Bondă, se spune. Și nu e nouă, e veche, este o bondă din perioada interbelică. I-a aparținut lui Ștefan Pop, un tulgheșan care a luat-o cu el și pe front în cel de-al doilea război mondial. El a luptat în garda regală. Era imposibil să poarte Filip ceva nou. Era clar că e vechi. Și istoric. Trebuia să fie ceva legat de regalitate, nu? Că așa v-am obișnuit. Și vedeți, lingvistic trebuie să fim atenți pentru că mi-au spus vecinii mei și rudele mele și toți sătenii din Tulgheș. Nu e bundiță, e bondă. Nu este ciorbă, este zamă. Și pește, da? Și fasole așa, bombă. Și Cămeșă, nu? Cămeșa este a bunicului tău, a purtat-o, Ștefan Ungureanu, a purtat-o chiar la nuntă, da? Deci eu... Vine un pic mulată, cred că eram un pic mai... Cred că era mai fit bunicul, da, și mai tânăr, dar asta e. Ne-am îmbrăcat așa, asta este cămașa cusută de bunica. Vă arătăm ce facem aici, de ce am venit la șezătoare, să vă arătăm câteva tradiții de la Tulgheș. Și invitata mea specială de astăzi este doamna Lăcrămioara Pop, o vedeți chiar acum, vă arată colegul meu, este foarte ocupată, că este la stative, ce știm noi în general că e războiul de țesut, da? E mai special la Tulgheș. Se cheamă stative, da? Ce faceți aici? Bine ați venit la noi, la mulți ani românilor.
Ne bucurăm că ne călcați pragul. Aici avem început niște preșuri de cârpe, cordele, le mai zice la noi. Se confecționează din cârpe tăiate din absolut toate hainele pe care nu le mai putem da de pomană. Vedeți, reciclare. Și când avem seara timp, le pregătim ghemele și după sărbători de obicei punem stativele și țesem. La gazdele, la o văduvă sau o femeie care își pune stative, vin copiii înșezătoare, ei învață cântece, femeile mai vin cu lucru, dar nu cu cămeșile, că ele le coasă pe ascuns. Da, deci avem aici și un pătuț de copil, avem și un pătuț. Vedeți că aici am lângă mine un pătuț cu legănuț, deci avem un leagăn. Femeia când s-a așezat la lucru și avea copii mici, avea leagănul lângă ea. Când mai plângea pruncul, îi mai dea o brâncă și își vedea de treaba ei. Vedeți, parenting de pe vremuri, parenting vintage. Și multitasking. Multitasking, exact, că femeile așa sunt, femeile din Turgeș oricum. Deci o mână pe leagăn, o mână la război. O mică demonstrație, să vedem cât e de greu. Nu este foarte greu. Preșurile să țăs cu bucățele de cârpă și le băgăm cu mâna pentru că... La celelalte țesături lucrăm cu suveica, dar aici cu mâna, pentru că n-am putea face țeavă, n-ar mai trece prin rost. Și mai degrabă băgăm așa cu mâna, o ducem dintr-o parte într-alta, aici o dăm un pic după fir. Și sunt foarte colorate și foarte frumoase preșurile astea de casă. Astea le pune tot românul. Pe jos ies groase, ține de cald. Perfect, nu sunt pretențioase deloc. Da, nu. Ia spuneți-ne, așa ca să încheiem capitolul tradiție și modă la Tulgeș, cum sunt cămășile de bărbați? Am văzut că poartă și Filip cămașa bunicului. Da, despre costumul național de la Tulgeș se poate vorbi mult și bine, este foarte deosebit, este foarte variat atât la femei cât și la bărbați. Un lucru foarte important care este deosebit despre costumul bărbătesc, vedeți? În toată țara asta cămeșile bărbătești dintr-o bucată. La Tulgeș îi din două bucăți. De ce? Era dintr-o singură bucată cu barburi pe vremuri, până prin 1920, 39, 40, 43. Din 43, de când au venit armatele de ocupație, încercau să-i convingă să nu mai joace în straiul românesc, veneau și le tăiau poalele la bărbați, când se făcea câte un bal, câte ceva. Și atunci nevestele au zis că las că vă arătăm noi. Și atunci făceau de pază. Când se făcea câte un bal, cenderii veneau, unul fâșcâie, toți românii își dădeau jos fustele, le ascundeau sub cămeșă, sub bondă, uite așa. Veneau cenderii și jucau și le cântau lor un ciardaș și după ce plecau, își puneau la loc straiul întreg. Foarte interesantă mișcare, foarte interesantă. Vă las să lucrați. Asta este una dintre cele mai vechi, pentru că în vremea aceea femeile aveau răbdare, cu toate că aveau călcător, fierul de călcat, de ăla cu cărbune. Îl încingeai cu pliuri, îl călcau plisat. Așa erau de fudule și de mândre de portul lor. Câte ceasuri să fi stat să calce? Apoi numai Dumnezeu știe, dar pe vremea aia erau nopțile lungi, că dormeau aveau vreme. Un ceas, două și în restul muncea. Vă lăsăm să aveți spor aici. Un pic, un pic ne-am cam prins cum e cu preșurile. Filip îmi tot făcea semne disperate că trebuie să vedem mâncarea un pic. Deja mi s-a făcut din nou foame. Hai să vedeți ceva de la Tulgeș. Avem aici invitați la masa pe care nu pot să zic că am improvizat-o, pentru că nu e deloc improvizată, e făcută cu mare atenție. Doamna preoteasă din sat, părintele din Tulgeș și pe domnul primar pe care l-am invitat aici. Să știți că avem niște chestii foarte speciale. Acum slana ați mai văzut, caș de oaie ați mai văzut. Avem slănină fiartă în moare, adică în zeamă de varză. Nu vreți să știți cum e. Și părintele, dacă dă o mică dezlegare, doar așa să ne uităm la slănină în post, că deja am și mirosit-o și poate să și gustăm, atunci este perfect. Și mai avem aici caș de oaie făcută în stânile de la Tulgeș și brânză bătută, caș de oaie sărat, bătut, în bărbânță, excelent. Cu ăla am crescut eu în copilărie, de mă întreba toată lumea dacă nu cumva am cu vreo 3-4 ani peste vârsta mea. Eram mai mică, dar eram bine hrănită. Astăzi bunătățile, sper că nu am făcut mare poftă. Vreau să vă întreb un gând, părinte, pentru toți românii din țară. Haideți să ne întoarcem să vă vadă. Ce le urăm românilor de peste tot? În primul rând, sigur că le urăm în ziua aceasta importantă pentru noi, pentru toți românii, le urăm la mulți ani,
și multă sănătate și putere de muncă. Mulțumim foarte mult! Domnule primar, vreau să vă întreb de ce să vină străinii la Tulgheș și tulgheșenii plecați să se întoarcă. În primul rând vreau să vă apreciez pentru inițiativa de a fi prezenți de Ziua Națională în Harghita la Tulgheș, pentru că este o inițiativă extraordinară din partea dumneavoastră. O mică invitație pentru cine nu a fost niciodată la Tulgheș. Deci, cine vrea să mănânce bine, cine vrea să bea o apă curată, pură, de o puritate impresionantă, cine vrea să respire un aer curat, poate să vină într-adevăr la Tulgheș. Mulțumim foarte mult, mi se pare o invitație foarte bună și garantez pentru asta. Mulțumim tuturor, la mulți ani tuturor românilor. Noi ne vedem la ora 16 din casa bunicilor mei. Pe curând. Ana, Ana, la mulți ani tuturor. Mergem acum să vedem cum se păstrează tradițiile în Ardeal. Ana Iorga ne face turul casei părintești la Tulgheș, în județul Harghita. Este îmbrăcată într-un superb costum popular, cusut chiar de bunica ei. Ana, pe cuvânt că a fost o zi specială. Bine v-am găsit, vreau să vă arăt casa bunicilor mei din Tulgheș și am venit chiar pe uliță. Filip, ai emoții? Da, ca întotdeauna, e mare bucurie să revin aici. Sper să nu alunecăm pe gheață. Așa o vreme splendidă. Hai Crin, Crin este colegul nostru cu camera. Sper să nu alunecăm pe podeț. Cu grijă. Asta este curtea în care m-am jucat toată copilăria, în toate vacanțele de vară. Asta este casa bunicilor. Aici aveam fântână, nu mai e fântână acum, însă avem sursa de apă aici. Și se făcea o poșghiță de gheață foarte, foarte groasă aici pe alee. Și ce să zic, în toate iernile mă dădeam pe gheață până nebuneam și mi-a rupeam noada, ce să mai zic. Că cădeam non-stop aici pe gheață, îngheța apa de la fântână și era absolut minunat. Vedeți ca și ninz, asta este casa, nu am modificat-o absolut deloc, doar am întreținut-o. Aceeași țiglă, cu aceleași scări, asta e intrarea principală, dar știți că asta e intrarea de mândrit, așa, nu prea se intră pe aici. Adică o ai frumos așa, dar intrăm pe aici, nu, asta e așa la sărbătoare, hai! Uite, zăpada e neatinsă, pentru că noi nu stăm decât în vacanțe mai mult, dar încercăm să venim cât putem de des. Hai în casă! Hai să mergem, abia aștept să vă arăt. Ne scuturăm un pic de zăpadă. Aici avem un cerdac tradițional, l-am păstrat. L-am reparat un pic. Exact, adorăm să stăm aici. Să știți că n-am modificat absolut nimic la casă, deci nu vă așteptați să fie spectaculos, dar este casa noastră de suflet, că e casa bunicilor. Hai înăuntru, Crin. Sper să veniți cu noi. Dar asta este bucătăria, cum ar fi living-ul de astăzi. E bucătăria în care se și stătea, se și mânca, dormeam cu bunica în iernile de iarnă și ne uitam așa pe tavan cum joacă flăcările, pentru că aici aveam soba unde făceam foc. Uite, asta e bunica. În poze e bunica, acolo este bunicul. Erau foarte tineri aici și asta este o horă din sat. Sunt foarte drăguți. Mi se spune că seamănă un pic cu bunica, nu știu, cred că seamănă și cu bunica cealaltă. Ea e mama mamei. Astea de pe pat, ce vedeți, sunt țesute de ea. Pentru că în serile lungi de iarnă țesea covoare. Filip, vino încoace. Tot ceea ce țesătură aici e făcut de bunica ta. Exact. Și vreau să vă mai arăt, vreau să vă mai arăt scaunele, Crin, hai să filmăm scaunele. Mi-s foarte dragi. Scaunele astea le-am făcut din scândurile din vechea poartă făcută de bunicu. Am vrut să păstrăm scândurile și lemnul normal că se învechește, adică nu rezistă așa de bine, dar am păstrat scândurile pentru că mi-era foarte dragă poarta și cred că am o poză aici. Uite, asta eram eu pe poartă. Mâncam cam mult la vremea aia. Aici în Ardeal se mănâncă bine. Asta e poza și asta e vechea poartă. Poarta am refăcut-o, că nu a rezistat atât de mult timp, dar am făcut aceste scaune ca să păstrez munca bunicului meu. Bunicul meu, Ștefan, cred că ar fi fost încântat. Ia, uite, avem aici, aici o ceva. Hartă de pe vremea Austro-Ungariei, din timpul primului război mondial, în care apare regiunea Tulgheșului, o hartă militară. Pe asta a adus-o Filip ca să avem și partea de istorie și mai avem acolo un portret din vechime, Filip. Da, cine e acolo? Frate al străbunicului Anei,
Auzi că aici este fratele străbunicului. Fratele străbunicului, tot timpul uit. Mihail Cetirigă, care a murit în primul război mondial, poartă uniforma armatei austro-ungare pentru că Turgheșul aparținea atunci Imperiului Austro-Ungar și bărbații erau recrutați în armata respectivă. El a căzut în primul război mondial. E destul de falnic acolo. Și aici e un frate al bunicului, al bunicii, un frate al bunicii. Gheorghe Olaru. Care a fost ofițer în Marina Regală Română, în perioada interbelică. Ah, mi-a plăcea să semăn un pic și cu el așa la fruntea. E lat în spate, așa e. Da. Iar mobila asta, mai aruncăm un ochi aici, mobila asta și-a dorit-o foarte mult Filip, mobila pictată. E mai degrabă inspirație din asta, din Transilvania. Nu e neapărat mobila locului, dar a vrut să... Inspirația să se astăzi, exact, suntem exact. De aproape și de zona lor și cred că e frumos să... Merge aici în cămeruța să asta. Să fie lemn, să nu fie... Asta ne-am dorit, să fie lemn. Artificial. Nu vă arătăm ce e în dulap, că nu știu dacă am făcut ordine. Știți, aia cu... cât de cât avem niște... Da. E destul de ordine. Da, lăsați, data viitoare. Știți cum e, că nu știam exact că veniți, că ne pregăteam, făceam prăjituri, dar așa... Așa, ținem la silueta dumneavoastră. Exact. Aici intrăm în casă, cum se spune, deși și acolo am fost în casă, dar cumva camerele alea separate în care nu stai toată ziua, sunt denumite așa generic casă. Aici o să vedeți o ciudățenie. Vezi că totul nu e foarte mic. Bar, nu e un bar, nu avem bar aici. E un geam al unei camere care dă din casă, tot în casă. Pentru ce că... Are? Șoc! Exact. De ce avem geam în casă? Inițial, bunicul a construit această casă doar cu două camere, pentru că atât și-au permis la vremea respectivă. Și ulterior au adăugat camerele astea în afară, așa că avem o fereastră aici, că asta era afară pe vremuri, după care încă o fereastră aici, care chiar dă afară de data asta. Tavanul este foarte jos. E foarte jos, podeaua e de lemn. Spații mici ca să exact. Poată fi bine încălzite. Noroc că nici Crin, nici tu nu ești foarte înalt, nici eu, nici Filip. La dimensiuni umane. Adică da, exact. Fără... Mic. Aici mai avem poze din familie. Spunem două, trei lucruri. Aici este străbunicul Anei, unul dintre străbunici, Dumitru Ungureanu, care a luptat în primul război mondial pe frontul din Italia, pe frontul din, pardon, din Rusia. Și despre el se spune că l-ar fi văzut pe Lenin și povestea pe urmă în sat că l-a văzut pe Leniu. Leniu, așa nu l-a grea prea mult de altfel, dar povestea. Așa, și aici este Dumitru de Citirigă, este un văr primar al străbunicului tău, care a condus delegația din Tulgheș la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Sunt foarte mândră de el și uitați ce mustăcioară are întoarsă așa. Și a fost și primar al Tulgheșului în perioada interbelică. Filip, aici trebuie să arăți repede ce obiecte avem. Filip și-a dorit foarte mult niște obiecte tradiționale. Le-am păstrat pe toate pe care le aveam deja, însă și-a mai dorit și altele. Hai să vă arăt întâi ce am păstrat. Asta, vino Crin, că asta merită, este bombă. Asta este ușa bordeiului construit de străbunicu la Părăul Roș undeva. Străbunicu ca să... Gheorghe Olaru. Exact, cel din poză. Și asta este o ușă de bordei de la 1900. 1912, exact. Anul Marii Uniri. Exact, pe care am lăcuit-o și am făcut-o cu ieri și am pus o oglindă ca să ne aranjăm cumva pe ușa asta și să o păstrăm. Iar acolo este... el e străbunicul. Și aici jos este un jug, da, de la carul un jug voi. De ou pentru o vită, pentru transport. Așa s-au refugiat oamenii din Turgheș în timpul celui de-al doilea război mondial, da? Cu căruța și cu astfel de juguri folosite. Asta e mașina de cusut a bunicii, iar asta este o copaie. Aici se frământa și cozonac, se spăla și copilul. Noi am depozitat câte... De la cumătra Maria, nu? Da. Copaia este cumpărată de la cumătra Maria. Îi mulțumim foarte mult că a păstrat-o mașină, și că ne-a dat-o. Mai avem în spate o mașină de tors. Trebuie să vă arăt pe aia, încă n-am învățat să o folosim. Mai mergem și în camera asta. Asta a fost camera mamei, camera de domnișoară, îi zicea, înainte să se mărite. Avem sobă de teracot aici. Mama, să nu ne pedepsești că am intrat, am dat buzna. Mama nu e acasă, mama e la București.
dar așa că intrăm în cameră, nici nu știu unde să mă așez. Asta e patul, pe vremuri nu era așa, era înalt de 2 metri, că aici spuneai toate țoalele, toate pernele cu sute, tot ce țesea bunica, ăla e țesutul de bunica. Laptopul este tradițional de acum, din timpul facultății mele. Și în bibliotecă am pus în mare lucru niște cărți pe care le avem în plus de la București și câteva CD-uri, pentru că ne place să ascultăm muzică. De altfel, nu știu dacă ați observat așa în turul ăsta rapid, nu avem nici televizor, nici un radio care să meargă, avem unul care tocmai s-a stricat, pentru că aici, de fapt, ascultăm liniștea. Ia stai să vă arăt un pic pe geam. Ia uite, Crin. Ia uite ce frumos. Ia uite ce minunat. E cu ninsoare, asta e grădinița din față cu doi meri pe care a plantat bunica, sunt pe partea aia merii, nu știu dacă îi vedem, cei doi meri sunt aici, i-a plantat bunica când m-am născut eu. Dau niște mere foarte bune, mărunțele așa și foarte dulci. Așa bătrân sunt meri. Filip! Da, sunt născută în 85, sunt niște meri tineri și viguroși. Nu, deci din ce în ce mai rău. Uite și asta, mașina de tors de care v-am spus. Mergem... Din 1900... 1900 toamna, Filip, nu mai spune. 1904, de ce să fim... Exact. Mergem afară, vă mai arătăm doar grădina și apoi vă spunem pa, hai! Știi cum se spune acum? Hai să închidem ușa, Filip, să... că se risipește căldura, știi? Exact. Gata, să nu stăm cu spatele la cameră. Vino, Crin. Acum vă arătăm ogorul. Ăla din spate e ogorul bunica. Ogorul bunicii, mă ceartă telespectatorii de la pe cuvânt. Și în spate acolo, ia uitați ce minunăție. Aia este țarina, care pe vremuri se chema țarina lui Filip. Filip, nume da. Predestinat, că iată a venit Filip. Asta e ogorul pe care l-a folosit bunica, an la rând l-au folosit bunica și bunicul și nu o să mai mergem acolo, e acoperit de zăpadă. Și aici de lemn făcute de bunicul tău, da? Exact. Mâna lui. Asta se cheamă bunicul corlă, e pentru oi, iar acolo este șura și grajdul unde se țin animalele. E acoperită de zăpadă acum. 70 de ani, 80. Sunt destul de vechi și ele, da. Aici nu vă arătăm, na, ca să nu ne fălim, avem și un WC-ul în curte, pe vremuri era WC-ul în curte, exact, deci avem e ce trebuie. Să încheiem acest live urându-vă toate cele bune. La mulți ani de ziua la națională. La mulți ani de ziua națională. Și să vă bucurați de toate frumusețile exact. Pe care le are România, dacă aveți lucruri vechi, lucruri la care păstrațiile. Țineți, căsuțe de la strămoșii, bunicii voștri. Dacă aveți o căsuță lăsată de bunica în care v-ați petrecut vacanțele, păstrați-o, îngrijiți-o, bucurați-vă de ea și transmiteți-o copiilor. Pe curând! Pe curând, la mulți ani!